a fiecare ultima antrenament înainte de partidă de plasare sau acasă, o să aveți tot ce să dacă nu se comunică în conferință de presă sau nu. Dar nu s-a întâmplat niciodată până acum. Ce obvious. Era, ce părere ai de atitudinea colegului tău cu care joci împreună la Naționala Basket de FIBA? Ce părere ai faptul că a fost trimis la echipa a doua? Este merita un astfel de tratament sau nu ai vrut să comentezi? Se urmă de afirmare în adicțe a legii de prima nea bune, se vise și a trei cum am așa. Afirmare în adicțe. Și are joacă în Liga 3-a. Este el de Liga 3-a, nu are o valoare totuși mai apropiată de alte ligi. Sunt oameni care nu înțeleg. Acum a dat. Poate asta discutăm despre fotbal sau urmă speculații și bârfe pe lângă. Că se poate, vă rog. Profesor de presă despre fotbal. Pe zonă, la ce fel? Este o întrebare mai potrivită pentru colegul meu, Bone. Este situația lui, s-a întâmplat cu el și o întrebare pentru el. Eram colegi de echipa națională, nu era niciun fel de cancan. Ce fel era 4 minute de Dinamo? Dinamo are un meci ușor, la prima vedere, cu Gloria Buzău. Dar Gloria Buzău are deja prima victorie în campionat. Crezi că poate reuși a doua victorie cu Dinamo? Nu știu. Pentru mine mai important e meci cu Craiova. Ce face Dinamo? Nu contează. Nu ai emoții mai mari în poartă acum că lipsește Cabin? Nu. Normal. Crezi că Flores se va înlocui cu Brio, Cadu? Nu știu dacă Flores, dacă e o cantră. Asta e treaba de Mister de Cintre. Domnul Ilica, modificați serios echipa după regalul cu Randin, după de partida cu Caio. Mă refer la primul lucru. Nu vă bine, am spus, nu știu, am spus, nu știu. Vom vedea, eu cred că ceva schimbări vă vin. Chiar și schimbarea de sistemul? Nu, nu sunt la sistem. Vă vedea. Fazerul la rămâne la Palin? Nu, sunt jur. Cred că da. Credeți că Palin ar fi trebuit cum să intre în vedere lui Mițurcă pentru meci cu... pentru Dubla cu SESE și așa? Mai ales că e problemă pe bandă de aia. Myslím, že by se to docela zasloužilo momentálně podávat panem stabilním výkony. Eu cred că ar fi merita convocarea la Radu Național. El are evoluții foarte stabile. Nevím přesně, jaká je situace, jakou má konkurenci na jeho postu. Nu știu precis, dar poate să vă spun situația a lotului, ce concurență este pe acel post. Pro mě je to hráč, momentálně stabilní formou. Însă pentru mine este un jucător cu o formă foarte bună. Stabil. Și stabil. CFR are 4 jucători de națională, dar niciunii pentru Naționala României. Cum vi se pare acest lucru în contextul în care CFR e campioană în România? Gabi Mureșan, care la zranění a din păcate este accidentat. A Edi Stanciu nemoh nastoupit kvůli záležitosti, které všichni známe, takže Edi Stanciu n-a putut să intre în vedere lotului din cauza problemelor care cunoaștem toți. Takže samozřejmě, pokud ty hráči nehrajou v klubu nebo nemůžou hrát v klubu, tak probabil atâta timp cât jucătorii, acești jucători nu poate să joace nici la echipa de club. Pak je těžký, aby se mu aby hráli este greu să fie convocat la Național. Aveți 5.000 de euro promiși pentru Craiova și Vaslui. Și cei 5.000 de euro cu Rapid i-ați pierdut. Credeți că așa puteți să-i luați?
Are 5.000 euro? E bine. Conta un mori se va. Foarte bine. Se speculați în preză, că știu și eu, vor fi renegociate salariile, să fie genul ăsta. Este un miezer, vă duc pe chestia asta sau pur și simplu vă mie de speculații? Sub nicio formă. Este ceva negândit. Întrebați pe cei care au publicat articolul. Și cine l-a confirmat? Domnule Ilea, ce se întâmplă cu jucători ca Diana, Tangipane, Veliovici? Încă nu au confirmat, nu s-au adaptat. Ceva minune zápas, ty podmínky byly velmi těžké, když jste všichni viděli. Ale tam durează o perioadă până se aclimatizează. Ați văzut și meciul trecut, că au fost condiții foarte grele. Takže nějakou dobu to, bude trvat. Rade Veliović přišel z druhé srbské ligy. O perioadă va dura. Rade a venit din Liga a doua. Srbská liga. Takže je to velký skok pro něj, ale... To je samo pro něj, ale... My jsme velmi spokojeni, jak pracujeme na tréninku a ten program v příštích dnech bude velmi, velmi náročný. My jsme foarte mulțumiți de ei cu lucrează la antrenament. Și eu știu că programul încărcat al acestui tur va fi... A já jsem si jistý, že všichni tyhle hráči, kteří jste jmenoval tady, dostanou příležitost. Va fi foarte... Lotul va fi foarte schimbător. Iar jucătorii care ați nominalizat, eu știu că își vor primi și ei șansa lor. Nuno, care e pericolul numărul unu pentru tine din partea partea despre care e jucătorul cel mai bun despre tine? Dacă eu. Cred că Coștea. Mare sau mic? Mare. Ați l-ai urmărit un pic pe DVD? Da. Ai studiat? Tot timpul. Și care e calitatea principală? După părerea mea. E un echip teenager. Tiner, dacă joacă foarte bine fotbal. Nu, 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 n